De sărbătorile pascale, persoanele nevoiașe nu au rămas fără sprijin. Tinerii socialdemocrați, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, dar și cu secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea, le-au trecut pragul și le-au adus pachete cu alimente pentru masa de Paști. De această dată și cu sprijinul primarului Cătălin Drăghici, plasele pline cu daruri au ajuns la două familii din comuna Breznița de Ocol. Vremurile în care trăim nu sunt cele mai bune, iar pentru familiile defavorizate, perioada sărbătorilor poate accentua situația modestă în care se află. În acest context, tinerii socialdemocrați, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, au luat inițiativă și alături de deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea, au mers astăzi și în comuna Breznița de Ocol, alături de primarul Cătălin Drăghici. Din partea tineretului social-democrat, de domnul președinte Aladin Georgescu, de domnul primar Cătălin Drăghici, am venit împreună și cu domnul deputat Alin Chirilă și cu domnul ministru secretar de stat, Bogdan Simcea, să vă urăm sărbători fericite, multă sănătate și tot ce vă doriți. Paște fericit, doamnă și domnule. Da, tot e Paște, da. Primele daruri au ajuns la o familie cu 4 copii din satul Breznița de Ocol, pe care acest grup de oameni inimoși îi vizitează în fiecare an. Ajutorul oferit constă în haine noi, jucării, alimente, dar și produse de igienă. Am înțeles că nu este prima dată când vă întâlniți cu acest grup de oameni. Da, au mai venit și anul trecut tot de Paște, domnul primar, da. Ce părere aveți despre această vizită în practic? Este binevenită la oricine. Foarte bine. Acțiunea caritabilă este una de amploare, manifestând încă o dată dragostea față de aproapele nostru aflat în nevoie. Prin donarea de alimente, acești oameni nevoiași vor putea pregăti o masă de Paști îmbelșugată. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor din județul Mehedinți. Acesta este întotdeauna preocupată de nevoile oamenilor, iar în comuna Breznița de Ocol, condițiile de viață se ridică la cele mai înalte standarde. Da, în trecutul meu, în CV-ul nou, apare și această funcție secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice și nu pot să nu văd sau nu pot să amintim de aceste proiecte care au dezvoltat întregul județ Mehedinți. Astăzi ne aflăm alături de primarul nostru Cătălin Drăghici la Breznița de Ocol, unde, după cum putem observa foarte simplu, că aceste proiecte pe PNDL 2, proiecte susținute de Ministerul Dezvoltării în județul Mehedinți, au fost puse în practică și vreau să-l felicit pe primarul nostru Cătălin Drăghici, care a pus în aplicare aceste proiecte și a îmbunătățit foarte mult viața cetățenilor din Breznița de Ocol. Cătălin Drăghici, unul dintre cei mai eficienți și performanți primari din județul Mehedinți, a transformat radical comuna Breznița de Ocol, iar datorită implicării sale, cetățenii beneficiază de toate condițiile unui trai modern. Acesta ține, ca de fiecare dată, acțiunile caritabile, prin care reușește să aducă un zâmbet celor mai puțin norocoși. Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, în preajma sărbătorilor, împreună cu cei de la Tineretul Social Democrat, ne-am obișnuit să le facem cu bucurie, să aducem un zâmbet pe chipul locuitorilor, tineri, copii, bătrâni și e bine totuși să ținem cont și să facem un act de caritate și pentru acele persoane nevoiașe. Îi mulțumesc pe această cale tinerilor social-democrați cu care avem o colaborare foarte bună. Din păcate, eu am trecut, nu mai sunt la tineret, dar colaborarea e foarte bună și cu siguranță o să ne vedem și în anii următori să facem la fel de multe fapte bune. Pentru multe familii, sărbătorile reprezintă doar alte zile în care abia au ce pune pe masă, iar de haine noi nici nu poate fi vorba. Am încercat cu ocazia sărbătorilor pascale să facem câteva bucurii copiilor cu statut social puțin și să le aducem câteva cadouri, să vină iepurașul și la ei. Următoarea vizită a fost făcută familiei Drăghici. Este vorba despre doi bătrânei care cu greu își duc traiul de pe o zi pe alta. Mie, frate, mult.
Să rămână la mamaia. Asta o pun eu aici, că e grea mamaia, că sunt trei sticle și e grea. Aici aveți alimente de bază, mamaie, acolo aveți carne, aveți o masă de Paști mai bogată. Mulțumim la fel, mulțumim la fel. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă a fost întotdeauna alături și de vârstnicii din țara noastră, față de care și-a exprimat respectul și stima pe care o simte. Să nu uităm că trebuie să fie ajutați atunci când nouă ne este bine, trebuie să le fie și lor bine. Și din puținul nostru, așa cum am făcut și în alți ani, suntem alături de dumnealor. Au construit această țară cu trudă, cu greu, iar acum țara trebuie să aibă grijă de dumnealor, așa cum ei au avut grijă de noi pe vremuri. Doamna Drăghici a fost impresionată de surpriza primită. Să ne spuneți ce părere aveți despre această surpriză în prag de sărbători. Foarte bine, foarte bine, foarte bine și mă bucur. Da, mă bucur foarte mult pentru că eu nu m-am așteptat la așa ceva. Să ne spuneți cum vă descurcați cu cheltuielile, în special în perioada asta. Așa. Cum ne dă Dumnezeu? Secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a încurajat-o pe bătrână, explicându-i cât de importanți sunt vârstnicii pentru organizația din care face parte. De asemenea, pentru tânărul social-democrat, este foarte important să aducă un strop de alinare în sufletul celor nevoiași. Aici aveți alimente de bază, mamaie, acolo aveți carne, aveți o masă de Paști mai bogată. Mulțumim la fel, mulțumim la fel. Uitați. Mulțumim la fel. Și dumneavoastră, toată familia, toată... Plăcere pentru noi să facem acest gen de acțiuni. Ne-a sprijinit și domnul primar și ne bucurăm că noi vă putem... Postul mare reprezintă o perioadă de înnoire, mai ales atunci când vine vorba de sufletul nostru. Ne înnoim prin post, rugăciune, dar și prin faptele bune în favoarea celor mai nefericiți decât noi. Tinerii social-democrați, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, își îndreaptă generozitatea către familiile aflate în pragul sărăciei de fiecare dată când este nevoie.